Incendiul a izbucnit în jurul orei 15:30 de minute. Norul imens de fum a putut fi văzut la kilometri întregi de la locul incidentului. Flăcările au cuprins în doar câteva minute întreaga încăpere și exista riscul extinderii acestora asupra întregului centru comercial. Ne-a spus că să ieșim repede afară, că s-a aprins Da. Și noi am ieșit afară. Nu am văzut nimic. La început am simțit doar mirosul de fum care a fost și atât. Sunet, zgomot, nimic nu s-a auzit. La fața locului s-au deplasat 7 echipaje de pompieri și 2 ambulanțe. Intervenția pompierilor însă a fost promptă și eficientă. Extinderea incendiului a fost localizată. Incendiul a fost localizat la orele 15:55. Pompierii vor efectua toate măsurile necesare pentru lichidarea definitivă. Imediat la fața locului a venit și ministrul de interne Dorin Recean, dar și premierul Vlad Filat. Nu sunt victime, toată lumea a fost evacuată din clădiri. De acolo de sus au fost evacuate 9 persoane. Pentru moment, acuși vor stinge focul, se va liniști fumul, respectiv vom identifica cauza efectivă a acestui incendiu. La această etapă este o presupunere că vine de la aparatele din bucătărie. Ministrul de interne susține că în locul acestui local trebuia să fie un pasaj de trecere a străzii, iar construcția este una neautorizată, lucru infirmat de viceprimarul Nistor Grozavu. Construcțiile neautorizate nu poartă doar o ofensă pentru cei care suferă din cauza asta, dar și poartă aceste riscuri, din punctul nostru de vedere, nejustificate. Nu a fost asemenea situație că nu a fost autorizată când s-a construit vreo 8-10 ani în urmă, ca să nu mint acum, nu mai țin minte exact, deci ea doar s-a blocat și circulația străzii și așa mai departe, deci a fost autorizată, a fost în baza unei autorizări de construire. Alt lucru, că inițial a fost construită ca pasaj de trecere, nefiind utilizată ca pasaj, oamenii nu traversau prin aceasta într-un timp foarte scurt, deci ea a fost transformată în cafenea. Autoritățile vor cerceta cazul. Amintim, ultimul caz de incendiu în centrele comerciale a fost înregistrat în anul 2008. Atunci o explozie puternică a zguduit etajul 4 al unui centru comercial din sectorul botanic al capitalei. În acel caz, leziuni termice de diferit grad au avut de suferit 11 persoane. Artur Musaelean, Eugenia Negru, Dimitri Volkov pentru Știrile 21.